Te consideri o victimă? Nu știu, mă consider o victimă, dar cred că sigur am intrat în cartea recordurilor. Am trei cartonașii roșii cu Vasluiu, cu Dinamo și cu Petrolul acum, care eu zic că n-a fost absolut nimic, nici fault, nu. Și am luat roșu. Două penalturi, la fel cu Vasluiu, care n-a fost nimic. La Mediaș, 2 metri în afara careului, n-a fost nimic. Penalti, astea toate în decursul unui an jumate. Toate ți s-au adunat ție? Echipei. Toate mi s-au întâmplat mai mine. Nu știu dacă sunt dură, cred că sunt ghinionistul echipei. Nu e vorba de... Săptămâna asta vei fi judecat pentru sângele vărsat. Stai, acum am înțeles că o să fie și meciul de cupă și nu mai contează, o să fie o etapă, două, sper să nu fie trei. Având în vedere atâtea cartonașe. Crezi totuși în Clemență, mai ales că și Mitică Dragomir a spus că nu trebuie la acorda roșu. Am spus că e meciul de cupă, care o să fie și el, acum nu contează, o să fie o etapă sau două. Tot un meci, deci meciul cu CFR-ul. Ce ți-a spus Tudor când ți-a dat roșu? Nu, Tudor nu vorbește ce să-mi spun. Ieși afară, după așa, asta e atitudinea lui Tudor. Care zic că trebuie să evidențiate calitățile diplomatice al lui Tudor, care cu un simplu gest a mulțumit și a împăcat pe toată lumea. Crezi că a luat acea decizie la și la... Nu, așa ți-am spus adinat. Ce crezi? Ce o să faci ca să scap de ghinioane? Mergi la mănăstire? Ce faci? Pe peste Tudor. Domnul Condescu a făcut mănăstire, nu? Toți am contribuit la ridicarea unei mănăstiri. Nu știu cum. Deocamdată e bine, a rămas cu noștri puncte, asta e ce să... Totuși, picantul moment, eu știu, important pentru echipă. Tocmai asta am zis că toată lumea ne întreba de ce nu sunteți o echipă, vă bateți la campionat. Pandurii nu are puterea să bată la campionat. A, crezi că fie și asta una din... Normal. Suntem mici, prea mici pentru a visa? Sau pentru a spera la o... La o clasare, să zicem, în primele 5, toată lumea, și acum după meci, spune că Pandurii tot în primele 5 va termina. Nu, asta o rămâne de văzut. Dar, sincer, m-a deranjat atitudinea lui Tudor, să din primul moment în care simți, pe teren simți primul fluier, primul simți ce parte este. Și la meciul cu Galațiul a avut așa o... La meciul cu Galațiul a fost acceptat. Da? Și la primul meci a fost o alunecare în minutul 2, parcă ținut, a fluierat înainte să bagă alunecare. Da. Pare să că ești mai mult supărat de situația în sine. Păi normal, că până la urmă dacă pierdeam, asta e, se întâmplă, pierd un meci, dar nu să iei cartonaș roșu, să stai în două etape și până la urmă lumea rămâne cu a luat roșu.